Salutare tinerilor și bine ați venit la un foarte mare unboxing de această dată pe canal. Vedeți și voi aici, sunt 4 cutii de laptopuri, da? 1, 2, 3, 4. Toate vin de la producătorul Asus și am să le scot eu așa ușurel fiecare din cutie să vedem ce este, cum arată. Vorbim un pic și despre specificații, chestii, trestii, balamale, socoteli. Înțelegeți voi, da? Întâi o să încep să vă arăt câte un laptop, pentru că na, nu am cum să le cuprind pe toate cât aș vrea, n-am cum. Așa că o să o iau ușor și vă prezint fiecare laptop în parte, îl scoatem din cutie și vorbim un pic despre el. Bun, primul laptop, TUF Gaming, da? Sub brandul celor de la Asus, frumos, TUF Gaming, gama un pic mai accesibilă, da? Hai să vedem ce este în pachet. Frumușel, dăm la o parte aici. Aici trebuie să fie laptopul. Frumos aici pus într-o cârpă, aș putea să spun. E ca un fel de cârpă asta, de protecție. Da? Material textil. Da, na. Noi vorbim în termenii noștri. Câteva hârțoage pe care oricum nu o să le citească mai nimeni. Și aici ar trebui să fie și încărcătorul. Da, încărcătorul, stai așa să ne aruncăm un pic ochișorii, ăsta e cablul care va intra în priză și încărcătorul este aici, vine cu un încărcător de 180W, dacă își focalizăm un pic, 180W, da? Hai să dăm un pic astea la o parte, bam bam, și să ne uităm la... Le-am pus eu jos și să ne uităm la laptop, frățiuare, că asta o să ne intereseze laptopul. Da? Vedeți aici și logo-ul. Da, bate un pic soarele ăsta. O să încerc eu să-l fac așa, dar am nevoie de lumină ca să vedeți tot ce se întâmplă aici. Ăsta este laptopul, 144 de Hz, după cum se poate observa în stânga jos acolo. Dacă vă uitați în 4K, vine și cu Wi-Fi 6. Cel mai nou Wi-Fi în momentul de față, iluminare, toate cele, hai să vedem, avem și ceva zeamă în el. Se pare că nu mai vin laptopurile, am mai deschis eu laptopuri, se pare că nu mai vin cu baterie. Cam asta ar fi una dintre probleme. Hai să-l fac eu așa, să-l vedeți un pic mai bine. Da? Hai să vorbim un pic de specificații. Le am aici pe o foaie, bineînțeles că nu le țin minte, nu vă gândiți că le țin minte. Avem un procesor de la Intel i7-10870H cu 16 MB de cache și urcă în boost până la 5 GHz. Atenție, urcă în boost, dar nu pe toate core-urile, da? Pe 1, 2, maxim 3 core-uri. Așa, 8 GB de RAM DDR4, 1 TB hard disk plus 256 GB pe SSD, da? De SSD de 256 și 1 TB hard disk pentru stocare mai multă. O placă video dedicată. Un GeForce GTX 1660 Ti cu 6 GB RAM, da? Și nu vine cu niciun Windows, adică nu vine cu sistem de operare, nici cu Linux, nici cu nimic. Vedeți aici, nu știu cât de bine se vede, are și Aura RGB, da? De la Asus, așa, sunet DTS, ce mai avem pe aici? Două sloturi pentru SSD-uri, deci mai suportă un SSD pe lângă celălalt, cu care vine deja atașat. Și cam asta este. Ăsta e primul laptop. Hai să trecem la cel de-al doilea, zic. Pa, ba, 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 bam! Bun, cel de-al doilea laptop este foarte similar cu primul pe care vi l-am arătat. O să-l scot imediat în cutie, să vedeți despre ce este vorba. Bam, bam. Lăsăm cutterul să nu ne rănim pe aici. Da? Avem un sticker aici. După cum se poate observa, stai așa să-l vedeți și voi, da? Avem un sticker aici, domnule, fiță de fiță. Acum hai să ne concentrăm ce conține pachetul. Bineînțeles, una bucată laptop, la care ne întoarcem mai târziu. Obișnuitele hârțoage, pe care le-ați văzut și mai devreme, da? Le pun aici, că oricum nu o să prea intereseze pe nimeni. Văd că sunt niște adaptoare aici pentru hard disk SSD plus șuruburi pentru SSD, cred că M2. Dacă nu greșesc, dacă greșesc, asta este, mă corectați voi
în comentarii. Eu așa cred, la prima impresie asta mi-ar arată. Așa, vine cu același încărcător de... de data asta avem un încărcător un piculeț mai slab. Un piculeț mai slab, este de 150W. Și o să ne uităm imediat și ce configurație avem. Înseamnă că avem o configurație un pic mai slăbuță. Dăm cutia la o parte și ne concentrăm frumos pe laptop. Același material textil în care este îmbrăcat. Vedeți frumos aici logo-ul. Uite cum se vede, bă, frate. Logo-ul de la TUF, da? Îl deschidem. Jbang, jbang, jbang. Pa, pa, bam, tot 144 de Hz, tot Wi-Fi 6 din ce văd aici, un Core i5 de data asta. Hai să vedem dacă are baterie, dar nu cred că are baterie. Că am văzut că n-a avut nici celălalt, nu mai vin cu bateriile încărcate. Laptopurile, aparent. Bun, deci laptopurile nu mai vin cu bateriile încărcate, ca să se înțeleagă. Așa, acestea fiind zise, bam, bam, bam. Una bucată laptop. Hai să vedem ce specificații are. Rețineți încărcător mai slăbuț, 150W. Avem așa, un i5-10300H cu 8 GB cache și urcă în bus până la 4,5 GHz, 8 GB de RAM, un SSD de 512, o placă video dedicată GeForce GTX 1650 Ti de 4 GB. De aici și încărcătorul un pic mai slab, pentru că nu este o placă la fel de performantă ca un 1660 Ti de 6 GB, da? Ăsta este laptopul, din păcate nu vrea să aprindă. Asta este, văd că și ăsta vine cu aura RGB, sunet DTS, deci cam aici sunt similare laptopurile între ele, acesta cu celălalt. Bun, revin imediat cu al treilea. Pregătiți-vă pentru al treilea. Avem o cutie ceva mai mare de această dată, hai să vedem ce se află aici. Deja am trecut la Republic of Gamers, Rockstrix, da? Deci avem ceva mai high-end, cum s-ar spune, da? Ceva mai de top de la Asus. Ce ai făcut, Bobiț? Stai așa să mai deschid o dată. Ce ai făcut, Bobiț? Ești nebun? Ia-o top asta. Ești nebun? Bun, una bucată laptop, uite cum arată laptopul, da? De data asta vine într-o folie de plastic, dar na, ca să arate ce e acolo. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Băi, ce avem noi aici? Hârțoage. Hârțoagele sunt în cutiuța asta. Da, le punem la loc. Exact cum ziceam. Hârțoage peste hârțoage. Mai departe, ce mai avem pe aici? That's so nice. Mouse petat. Pătură. Păturica. Tot branduită Republic of Gamers. O punem la loc, că eu nu o să o folosesc. Bineînțeles. Așa. Hai să vedem ce mai este aici. Înserterașul din stânga. Nimic. Înserterașul din dreapta. Avem încărcătorul, hai să vedem, tot un încărcător de 150W, mamă, focalizăm și noi trăiți ardine, mă. Nu prea poate să focalizeze pe sărăchia asta de plastic, 150W, cred că ați văzut acolo. Bun, acestea fiind zise, le punem acile. Ăsta îl punem acelea Republic of Gamers, închidem capacul ăsta spectaculos și ne concentrăm atenția pe laptop, da? Haide, laptopule! Stai așa că aici e cu skepsis, trebuie desfăcut cu grijă, da? Hați, hați, hați! Și acum hați și aici hați, da? Dăm ambalagiul la o parte, domnul ambalajus, și ne uităm pe laptop. Hai să vedem cum arată laptopul. Pam, 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 deja vedem pe aici chestii, trestii. Altă treabă, domnule, altă treabă!
Altceva? Avem zămârcă? Bă, da, nimic. Nimic, bă, nimic. Nimic, frățioier, nimic. Hai să dau eu un pic mai jos, ca să-l vedeți mai bine. Și așa. Deci, hai să vorbim despre specificații. La fel, Wi-Fi 6, cred că toate Wi-Fi 6. Aura, Sync, chestii, trestii, de-astea, așa. Cu RGB-uri, cu nebunel. Dacă nu mă înșel, cred că are RGB și pe aici. Da, și asta e RGB. Asta de aici se vede, este, o să fie iluminată RGB. Bun. Avem așa, un i7-10750H, 12 mega cache, 5 GHz boost, 16 giga, da? Deja vorbim de 16 giga DDR4, 512 SSD, GeForce GTX 1650 Ti de 4 giga ca placă video și, bineînțeles, fără sistem de operare. Bun, ăsta este laptopul. Jbang, 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 WASD-ul, vedeți că sunt colorate în același roz, mov, nu știu ce e ăsta, fetelor, help, da, ăsta de aici, e aceeași culoare cu butoanele WASD. Sincer, logo-ul ăsta nu știu dacă se aprinde, ar fi fost mișto să vedem dacă se aprinde, dar nu are baterie și nu am acum cum să-l conectez la curent în momentul de față. Așa că rămâne un mister. Bun, ăsta este laptopul, hai să-l vedem și pe ultimul. Bam! Bam, bam! Și ultimul laptop, doamnelor și domnilor și domnișoarelor și domnișorilor. Da, tot tuf gaming. Hai să vedem ce se ascunde în această superbitate de cutie. Pam, pam, să dau și eu aici un pic mai jos. Haide, hai să vedem ce e aici. Sunet de tobe. Trom, trom, trom. Același logo ca la al doilea, da? Așa, una bucată laptop, de această dată ceva mai mare, pentru că este un laptop de 17 inch, da? Hai să vedem aici, hârțoagele ca și la celelalte, ca la primele două, bang, bang, le băgăm aici, aici ce mai avem? Aceleași șuruburi și adaptoare ca și la al doilea, da? Se pot observa aici. Hai să le băgăm frumos la loc. Jbang, jbang. Aici e cablul de la încărcător și hai să vedem încărcătorul de oare de cât este de 180 de W. Deci înseamnă că avem la interior ceva puternic. 20 de volți cu 9 amperi. Hai să vedem. Punem și pe ăsta la loc. Haide, băi, intră aici. Cu metri. Ce faci, bă? Nu mă mai ascultă ăsta. Bun, hai că a intrat. Dăm și asta la o parte și hai să vedem vedeta. Vedeta 17 inch de putere. Și bam. Bine, e logo-ul e invers. Stai așa. Și bam, ăsta e logo-ul, da? Da, eu trebuie să-l deschid așa să-l vedeți și voi. Mamă, e rece, e rece, îmi place. Ceva magneziu, nu știu, ceva metal aici, aliaje de aluminiu. Bă, băiatule, ce ai făcut, bobiță? Ce ai făcut, bobiță? Ce e aici, mă, tati? Ia uite cât ai ecranul, fratele meu. Așa, bun, ăsta este laptopul, vine cu AMD Ryzen 7 de data asta. Ce avem acolo? Bam, 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 adaptiv sync, nu știu ce. Chestii, trestii. Tot cu RGB-uri, tot cu SSD-uri, tot cu DTX-uri. Hai să vedem ce specificații are și ăsta. Bine, curent ai, mă? De ce, mă, nu aveți un pic de curent? Bun, se pare că n-are. Așa, AMD Ryzen 7 4800H cu 8 mega cache turbo până la 4,2, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, GTX 1660 Ti de 6 giga. Pam, bam, daia și acel încărcător de 180 de W, pentru că și ăsta vine cu GTX 1660 Ti. Bun, astea sunt laptopurile. Sper că v-a plăcut acest lung unboxing, deja 15 minute aproape de unboxing pur. Așa că v-aș ruga să lăsați și voi un like acolo ca să mă încurajați și pe mine să mai continui cu astfel de clipuri.
Dați și un subscribe ca să vedeți tot ce se mai întâmplă pe canalul ăsta și, bineînțeles, activați și clopoțelul ca să primiți notificare, fie că o primiți în momentul ăla, fie că o primiți peste 2 zile, important e să o primiți. V-am pupat, aveți grijă de voi și dacă vreți să cumpărați aceste laptopuri, aveți linkuri în descriere. V-am pupat, numai bine!